Bine ne-am regăsit, dragii noștri privitori, la obișnuita întâlnire cu dumneavoastră de fiecare seară aici, pe televiziunea dumneavoastră preferată. Un invitat special, acum un prag de sărbători, excelența sa, senatorul PSD Florin Cârciumaru, senator de Gorj, căruia îi mulțumim cu respect că și-a rupt din timpul domniei sale extrem de aglomerat la biroul parlamentar și în această perioadă și a venit în fața dumneavoastră ca să facem așa o analiză în special pentru dumneavoastră a anului 2019 din multitudinea punctelor de vedere care îl privesc și să nu uităm niște proiecții pentru 2020. Încă o dată, bine ați revenit, excelență! Bine v-am găsit! Bună seara pentru dumneavoastră, bună seara pentru toți gorjenii și vă mulțumesc pentru invitație ca împreună să facem un punctaj, așa cum spunea și dumneavoastră, pe activitatea politică unui parlamentar pe anul 2019 și pe activitatea politică pe care am desfășurat-o și o desfășor în cadrul organizației PSD Gorj. Să începem cu anul politic, așa cum s-a văzut din perspectiva dumneavoastră, care sunteți unul dintre cei mai cu experiență și cu expertiză politicieni din România. Foarte bine, foarte bine v-ați orientat. Să începem cu punctajul pe activitatea politică, pentru că activitatea politică este pentru fiecare dintre noi o speranță pentru mai bine. Din punctul meu de vedere, pot să spun că anul 2019 a fost un an foarte agitat, un an prin care toate formațiunile politice au trecut prin două perioade, două campanii de alegeri, alegerile europarlamentare, cât și alegerile prezidențiale. Atât alegerile europarlamentare, cât și alegerile prezidențiale au adus modificări pe scena politică. Acum rămâne de văzut dacă modificările respective au fost și sunt bune sau s-au produs modificări care nu aduc o stare bună în dreptul poporului român. Datorită faptului că Partidul Social Democrat, din care fac parte, nu a tratat cu mare seriozitate și nu s-a implicat așa cum trebuie la nivel național în organizarea campaniei pentru alegerile europarlamentare, am scos un scor rușinos, am pierdut ceea ce nu ne venea să credem cu toții când am văzut rezultatul final. Și plecând de aici, efectiv, pe bună dreptate, partidele aflate în opoziție au solicitat, au cerut o schimbare din punct de vedere politic, la nivel de conducere. De aici, practic, putem să spunem că ni s-a tras pierderea guvernării. De asemenea, un moment greu pentru noi și un moment dificil, pe care nu l-am tratat cu seriozitate atunci când s-a votat moțiunea de cenzură, pentru că noi dacă tratam iarăși cu seriozitate și în momentul respectiv, guvernul nu avea cum să cadă. Dar cred că dușul rece pe care l-am primit la alegerile europarlamentare, cât și căderea guvernului, ne-au trezit practic la realitate și acest lucru s-a văzut în pregătirea și implicarea în campania electorală de la alegerile prezidențiale, unde am crescut din punct de vedere al votului politic, am pierdut, n-am câștigat, era de așteptat că nu avem șanse să câștigăm atâta timp cât am tergiversat lucrurile și nu am ieșit cu un candidat la timp, am ieșit pe ultima sută cu o candidatură care, practic, majoritatea membrilor PSD au considerat o candidatură perdantă, o candidatură
prin care nu vom avea mari șanse în fața unui președinte în exercițiu, lucru care s-a și dovedit. Am pierdut și de această dată președinția României, dar eu sunt sigur că toate aceste lucruri, să spunem, negative în dreptul activității politice a Partidului Social Democrat din 2019, ne-au trezit la realitate și cred că acest lucru s-a văzut și se vede după modul în care lucrează partidul în opoziție și că vom trata cu mare seriozitate cele două etape, cele două alegeri din 2020, alegeri prin care să ajungem din nou la guvernare în 2020. Este vorba de alegerile locale și alegerile parlamentare. Dacă luăm în calcul faptul că la ora actuală avem un număr foarte mare de primari, cel mai mare număr de primari din țară, nu avem cum să nu câștigăm alegerile locale dacă tratăm lucrurile cu seriozitate. Eu, din câte cunosc, din viața și activitatea Partidului Social Democrat, din câte cunosc în ceea ce privește activitatea primarilor, prin relațiile pe care le-am avut de-a lungul timpului, pot să spun că primarii noștri au realizări în comunitățile pe care le conduc, realizări care le dau dreptul să primească votul din partea cetățenilor, vot prin care și voturi prin care să câștige din nou încă un mandat. Și ajungem practic la organizația județului Gorj. Eu sunt foarte mulțumit de modul în care s-au implicat și se implică primarii din județul nostru, acolo unde simțim că avem probleme, vom lua măsuri. Știu că domnul președinte Weber, cât și domnul președinte Cosmin Popescu cunosc aceste aspecte, pentru că și eu, în general, tot de la dumnealor le cunosc pe baza discuțiilor și relațiilor pe care le am cu dumnealor, cu conducerea executivă a organizației PSD Gorj, lucruri care vor fi tratate cu seriozitate și s-ar putea, și sunt sigur, nu că s-ar putea, sigur vom veni cu alți candidați încât să câștigăm și de această dată un număr foarte mare de primării în județul Gorj, inclusiv primăria Târgu Jiu, cât și primăria Motru. Normal că toți candidații își doresc să câștige. Este normal că este o competiție, dar de fiecare dată când am avut ocazia să vorbesc despre alegerile de primar, am spus și susțin acest lucru că primarul în exercițiu are cele mai mari șanse de a mai prinde un mandat. Odată, că dacă a muncit și are realizări în comunitatea pe care o conduce și își organizează și își gestionează foarte bine campania electorală, are multe șanse de a câștiga și un primar în exercițiu are toate pârghile prin care să-și organizeze foarte bine campania electorală, prin modul în care va conduce campania electorală, prin modul în care se va implica în ceea ce privește comunicarea către cetățeni a tuturor aspectelor pozitive, pentru că cele negative le văd cetățenii, încât să cunoască absolut totul despre activitatea primăriilor și activitatea primarilor. De asta spun că pleacă cu un start mult în față de ceilalți candidați și acolo unde vrem să câștigăm și nu avem primari, trebuie să trecem la treabă de pe acum, așa cum spunea domnul președinte Weber,
așa cum știm și noi din biroul permanent și comitetul executiv, începând cu data de 15 ianuarie, organizația PSD Gorj va încerca treptat să fac prin conferință de presă cunoscuți toți candidații noștri din județ pentru unitățile administrative ale județului. Domnule senator Florin Crăciumaru, vreau să ne vorbiți despre, iată, implicarea dumneavoastră ca și politician în activitatea CEO și ați reușit o victorie impresionantă, și anume să reușiți să se aprobe în Parlament pensionarea la o vârstă mai redusă decât acum, și acest lucru, așa cum spuneați dumneavoastră, și în luarea de poziție în Comisie Speciale în Parlament, este un lucru benefic pentru că este o activitate extrem de solicitantă, o activitate într-o grupă de muncă extrem de grea și iată, este și un efect economic al pensionarilor, pentru că vin din urmă salariații cu putere de muncă, salariați așa, activi. Așa este. Despre această inițiativă care ați reușit să o duceți la postul și cu domnul Iriza și domnul președinte Weber. Deci, nu că fac parte din echipa PSD, pentru că eu aș vrea să spun, spre deosebire de alte etape de anii anteriori, de această dată, începând cu 2016, complexul energetic a avut un sprijin real, un sprijin substanțial, văzut în toate cele întâmplate, pe relația Parlament-Guvern, complexul energetic Oltenia, că de această dată ne-am implicat foarte mult. Am făcut front comun cei din echipa PSD și nu ați nega și m-ar bate Dumnezeu să nu spun că și domnul Vâlceanu, în calitate de deputat, s-a implicat și a avut câteva inițiative și unde prin colaborare cu noi și noi cu dânsul, pentru că numai colaborând putem să promovăm și putem să trecem anumite inițiative bune pentru complexul energetic. Era normal că acolo unde a depins de sprijinul domnului Vulceanu, noi am cerut sprijin în calitate de inițiator și este vorba de această lege de care ați amintit, reducerea vârstei privind pensionarea minerilor, dar sunt mai multe inițiative unde echipa PSD s-a implicat și le-a susținut și le-a rezolvat. Să le amintiți, pentru că e important. Deci, este vorba de inițiativa legislativă prin care statul român a fost obligat să plătească certificatele verzi. Este vorba de inițiativa și multe inițiative legislative prin baza cărora s-au emis hotărâri de guvern privind aprobările ca pădurile care sunt practic pe perimetrul fronturilor de lucru să fie tăiate. Sunt hotărâri de guvern pe care noi le-am susținut și ne-am implicat foarte mult pe la diferite ministere privind aprobările pentru aceste hotărâri de guvern, hotărâri de guvern inițiate, bineînțeles, de Ministerul Energiei. Am făcut și am depus eforturi foarte mari în a rezolva problema, mă rog, numărul unu și o problemă foarte strigentă pentru complex, este vorba de acel memorandum prin care se încearcă ca statul să primească aprobările necesare privind sprijinul financiar pe care să îl dea privind achiziționarea de certificate verzi. CO2. Bun.
Aici n-am apucat să finalizăm memorandumul respectiv și este bine să recunoască și actuala putere că a preluat un memorandum bine pus la punct, pregătit de specialiștii din complex, din Ministerul Energiei și un memorandum care a primit toate avizele necesare, mai trebuia în final semnătura Ministerului Energiei, care efectiv a lipsit și n-a avut cine să semneze. Și s-a tergiversat treaba, pentru că dacă era ministru în exercițiu, un ministru la Ministerul Energiei, lucrurile erau rezolvate de pe timpul guvernării PSD. Deocamdată acest lucru este în momentul de față în dreptul actualei puteri și, după cum declara și domnul Vulceanu, a fost preluat memorandumul respectiv și se va duce mai departe, dar după discuțiile pe care le-am avut astăzi cu domnul director Boza, domnul director Burlan, am înțeles că se insistă foarte mult pentru a se găsi totuși o portiță ca ce o să primească sprijin financiar ca ajutor de stat, nu pe bază de împrumut. Să dea Dumnezeu să se poată, pentru că dacă se poate, este foarte bine pentru complexul energetic, pentru activitatea de viitor a complexului energetic. Complexul energetic a avut și va avea probleme. Numai zilele trecute citeam undeva că președintele Poloniei, cât și cancelarul Germaniei s-au luptat și s-au bătut pe a obține aprobările necesare de la Comisia Europeană ca pe viitor producția de energie din Polonia, cât și din Germania, să se bazeze pe cărbune. Aici, practic, trebuie să intervină și la noi președintele României, să intervină mai departe prim-ministru și ambii prin pârghile pe care le au la Bruxelles, să acționeze, să-i determine pe cei care trebuie să dea aprobările necesare ca și producția de energie din România să se bazeze în viitor pe cărbune. Și totodată, paralel cu aceste acțiuni care trebuie făcute de președintele României și de șeful guvernului, cei care conduc în momentul de față și cei care vor conduce pe viitor complexul energetic trebuie să aibă mai mare implicare în ceea ce privește deschiderea fronturilor de lucru, în ceea ce privește organizarea activităților din carieră și, bineînțeles, că toate sunt posibile. Poți să ai o organizare bună, poți să ai o funcționare bună, dacă ai conducere capabilă până jos la formație și, mai departe, dacă le dai oamenilor ceea ce le trebuie. Adică să se respecte așa cum se respecta odată un grafic de revizii și reparații, să se asigure piesele de schimb, și nu mai vorbesc de condițiile de muncă, condițiile care să, deci condiții normale în ceea ce privește infrastructura de acces și infrastructura din cariere. Sunt multe lucruri în care, până la urmă, rolul determinant, așa cum a fost și este și în momentul de față, l-are factorul politic, în sensul de a asigura o conducere competentă, plecând de la nivelul Consiliului de Supraveghere, mai departe directorat și mai departe până jos la execuție în cariere. Să nu disperăm, să fim optimiști, pentru că dacă suntem optimiști și ne implicăm, lucrurile se vor putea rezolva în bine, cu toate că la nivel național am traversat și traversăm o perioadă destul de dificilă, pentru că așa suntem noi românii, așa este poporul nostru,
De 90 până în momentul de față, încă nu ne-am găsit linia pe care să mergem, încă facem experimente și iată că experimentele astea nu aduc bine pentru economia românească, pentru poporul român. Iată, am ajuns la finalul primei părți. Excelența sa, senatorul Florin Crăciun Maru, ne-a vorbit despre ceea ce înseamnă un tabou complet al activității politice, economice și sociale în Gorj și în țară în acest 2019, cum spunea domnia sa, citez, un an frământat. Intrăm în pauza publicitară. Am revenit în partea a doua a întâlnirii noastre, o ediție specială, acum în prag de sărbători, cu excelența sa, senator PSD Florin Crăciun Maru, căruia îi mulțumim pentru prezență încă o dată. Vă mulțumim pentru prezență, domnule senator. Și vreau să vă întreb, cum vedeți dumneavoastră economic anul 2020 pentru CEO? Pentru că tot rămăsesem la CEO și ascultam analiza a lui 2019, unde ați reușit prin implicarea dumneavoastră a parlamentarilor PSD să dați un impuls pozitiv acestei activități, acestei inimi energetice a Olteniei. În 2019, nu mai prin implicarea parlamentarilor de Gorj s-a reușit să asigure o stabilitate în ceea ce privește activitatea economică a complexului energetic. Eu consider că fără implicarea celor de aici, de la Gorj, și aici mă refer la directorat, la conducerea executivă a complexului și fără implicarea Ministerului Energiei și, în mod special, a domnului Vișan și, mai departe, a celorlalți miniștri și fără implicarea guvernului PSD, nu se putea asigura așa cum s-a asigurat o stabilitate în ceea ce privește funcționarea complexului, în sensul că nu s-a mai întâmplat așa cum s-a întâmplat în anii anteriori, ca minerii să plece acasă, energeticienii să plece acasă, că nu era nevoie de cărbune, că nu era nevoie de producția de energie de la Gorj. Ei, aceste lucruri au fost îndepărtate și s-a asigurat o continuitate permanentă, o stabilitate, ba încă au fost solicitări de energie foarte, foarte mari și de fiecare dată complexul energetic a făcut față. Ce urmează? Ce urmează pentru 2020 mai departe? Este clar că trebuie să fie tot la fel o mare implicare din partea tuturor factorilor de răspundere. Este normal că fiecare dintre noi își dorește ca activitatea complexului în 2020 să meargă mult mai bine decât în 2019. De asemenea, ne dorim ca în continuare activitatea să aibă stabilitate și oamenii să aibă o siguranță în asigurarea locurilor de muncă. Dar aceste lucruri nu sunt posibile decât de asemenea cu implicarea tuturor factorilor de răspundere și aici mă refer în primul rând la implicarea guvernului prin Ministerul Economiei acum și prin direcția sau Departamentul Energiei, cum îi va zice, și bineînțeles noi parlamentarii de Gorj alături de conducerea complexului acolo unde putem noi ca parlamentari să dăm o mână de ajutor, să fim solicitați, să nu fim ocoliți, pentru că până la urmă așa cum am spus-o de fiecare dată când am avut ocazie, o spun și de această dată, noi parlamentarii de Gorj trebuie să nu lucrăm după culoarea politică acolo unde suntem și reprezentăm județul Gorj, ci trebuie să luptăm pentru interesele județului, pentru interesele complexului. Să vorbim puțin despre anul politic 2020, așa cum spuneați dumneavoastră, un an extrem de solicitant pentru politicieni și nu numai, un an cu două provocări, alegerile locale și
parlamentare. Bun, ați spus o problemă foarte bună, o problemă foarte importantă pentru organizația PSD Gorj. Dar înainte de a vorbi despre ceea ce ne-am propus să realizăm în 2020, eu vreau să vă spun că anul 2019 pentru organizația PSD Gorj, din punctul meu de vedere, a fost un an bun. Dincolo de rezultatele pozitive pe care, și bune pe care le-am obținut la alegerile europarlamentare și alegerile prezidențiale, eu aș spune că cea mai mare realizare a organizației PSD Gorj în 2019 este acea realizare prin care am reușit să predau ștafeta de la o echipă cu experiență, de la o echipă mai în vârstă, la o echipă capabilă, o echipă tânără, și că domnul președinte Weber, alături de președintele executiv, au reușit să facă o îmbinare perfectă și să folosească foarte bine în actul de conducere experiența celor care au rămas în actuala echipă, din vechea echipă, și să folosească foarte bine elanul tineresc al celor care au venit pentru prima dată în echipa de conducere. Au reușit și s-au reușit ca împreună să formăm o echipă unită, și această unitate a echipei s-a văzut practic în alegerile europarlamentare, și nu mai vorbesc de alegerile prezidențiale. Dacă la nivel de țară toate organizațiile au pierdut cu brio și la alegerile europarlamentare și la alegerile prezidențiale, iată că organizația PSD Gorj a obținut un rezultat foarte bun, a realizat o performanță de a fi în primele 5 județe din țară unde candidatul PSD la funcția de președinte al României a reușit să câștige. Ce este adevărat, n-a câștigat la o diferență foarte mare, dar suntem câștigători. Eu pot să spun că și la Târgu Jiu, chiar și la Târgu Jiu, chiar și la Motru, s-a obținut un rezultat destul de bun la alegerile prezidențiale față de alegerile parlamentare, și consider că rezultatul respectiv, rezultatul politic obținut la alegerile prezidențiale de la Târgu Jiu, ne dă speranța că dacă venim cu un candidat competent, un candidat bine susținut de organizația de la Târgu Jiu, cât și de organizația din județul Gorj, putem să câștigăm și primăria Târgu Jiu. Deci, de asta spun că anul 2019 a fost un an foarte, foarte bun pentru viitorul organizației. Noi ne-am asigurat prin modul în care am reușit să transferăm puterea de la o echipă la alta și prin modul în care am organizat actuala echipă și prin ceea ce am făcut, prin implicarea noastră în cele două alegeri, practic am asigurat să dăm speranță tuturor membrilor PSD din județul Gorj, cât și celor de la nivel național, mă refer aici la conducerea de la nivel național, că în organizația PSD Gorj este o organizație puternică, serioasă, și că tratează cu seriozitate orice luptă politică. În ceea ce privește anul 2020, este normal că plecând de la aceste performanțe ale anului în 2019, ne propunem să câștigăm în județul Gorj un număr foarte mare de primării, dacă este posibil să câștigăm un număr pe care nu l-am atins poate niciodată în istoria organizației PSD Gorj, și de asemenea să scoatem un vot, un procent destul de mare la alegerile parlamentare, și să ne asigurăm un post de senator 100%, să-l câștigăm, și
sigur, două posturi de deputat și poate prin redistribuire, de ce nu și al treilea post. Este normal că nu cred că vom mai putea ajunge la nivelul procentului din 2016, când prin promovarea unui program electoral foarte bun și un program electoral pentru toți românii, atunci am reușit să câștigăm în toate județele din țară, lucru care datorită, deci lucru care nu cred că se va mai repeta în 2020, noi ne dorim, dar trebuie să fim realiști, pentru că datorită relației proaste pe care guvernul din 2016 până a căzut în 2019, datorită relații foarte proaste cu președinția și cu, mă rog, opoziția, n-am reușit să ducem la bun sfârșit tot ceea ce era prevăzut în programul electoral. Și așa cum sunt românii, sunt sigur că ne vor taxa. Dar eu consider că atâta timp când ne-am aflat la guvernare, și acest lucru se vede în momentul de față prin guvernarea PNL, noi am guvernat destul de bine, am rezolvat și realizat lucruri care păreau la prima vedere de nerealizat. Am reușit să facem pentru prima dată în istoria poporului român de după 90, vorbesc, aici mă refer, să mărim salariile foarte mult pentru diferite domenii de activitate, să mărim de asemenea pensiile și multe alte lucruri pozitive pe care le-am reușit pentru poporul român. Să nu uităm o victorie recentă, dublarea alocațiilor pentru copii. Da, și inițiativa este... și efortul echipei PSD din Parlamentul României. Ați văzut un exemplu de ipocrizie. Inițiativa respectivă era a Partidului Național Liberal atunci când ne aflam noi la guvernare. Mă rog, din diferite motive n-a ajuns în discuția Parlamentului la vremea respectivă, și a ajuns în momentul de față, unde, bineînțeles, că noi am fost de acord și s-au obținut și votul majoritar în Camera Deputaților alături de Partidul Social Democrat, cum să nu susții o asemenea inițiativă, s-au votat și alți parlamentari de la diferite partide și am înțeles că actualul prim-ministru, cât și ministrul finanțelor, spun că nu vor pune în aplicare această hotărâre a Parlamentului, că nu sunt bani. Bine, dar atunci când au făcut inițiativa, erau bani. Aceste lucruri nu mai merg, aceste jocuri de gleznă nu mai țin, pentru că poporul român este un popor isteț și și-a dat și își dă seama cine a vrut și cine vrea binele oamenilor. Ori prin modul în care conduce în momentul de față Partidul Național Liberal guvernul, nu se întrevede o îmbunătățire a vieții pentru români prin diferite acțiuni și diferite realizări. Să vorbim și de o altă realizare a echipei PSD din Parlament, și anume faptul că se mărește de la 1 ianuarie salariul minim pe economie. Deci, sunt foarte multe inițiative, sunt foarte multe lucruri bune pe care Parlamentul le-a inițiat și Parlamentul le-a aprobat. Dar mi-am propus să discut despre tot ce am făcut noi și în mod special eu ca senator de Gorj în anul 2019 într-o viitoare misiune la un post de televiziune și chiar poate și la dumneavoastră, în momentul în care voi avea finalizat raportul privind activitatea mea în Parlament pe anul 2019. Nu că mă laud, dar în Senat, la ora actuală, sunt președintele unei comisii
importante. Foarte importantă, eu aș considera-o și nu că o consider eu, dar cam așa este activitatea desfășurată de Comisia pentru Administrație se situează pe locul 3 în Parlament după Comisia Juridică și Comisia Buget Finanțe. Pe lângă cele două comisii foarte importante și două comisii foarte, foarte grele, urmează, bineînțeles, activitatea desfășurată de Comisia pentru Administrație. Și chiar vreau să prezint un raport privind această activitate, pentru că foarte mulți binevoitori și foarte mulți oameni care nu cunosc despre ce este vorba, foarte mulți oameni care nu știu ce înseamnă activitatea unui parlamentar, merg pe la diferite posturi radio, TV și comentează că n-am făcut nimic. Eu consider că mi-am făcut datoria atât eu, cât și colegii mei din echipa PSD și tocmai de asta vreau să prezint în fața opiniei publice, prin, cum spuneam, emisiuni radio, cât și emisiuni TV, un raport, un bilanț al activității noastre din Senat, cât și din Camera Deputaților. Care credeți că vor fi cele mai importante momente și, să spunem, acțiuni ale anului politic 2020, din perspectiva dumneavoastră? De departe, eu consider că alegerile locale, cât și alegerile parlamentare, vor fi cele mai importante acțiuni politice ale anului 2020. Chiar cele două acțiuni sunt importante și pentru guvern. Este foarte, foarte important pentru guvern modul în care va organiza alegerile locale, cât și alegerile parlamentare. Sunt alegerile prin care efectiv se va stabili viitoarea guvernare. Este normal că partidul care va câștiga cel mai mare număr de primării are un atu în plus, are un suport, au de ce să agăța ca printr-o bună organizare și implicare a organizațiilor județene să câștige alegerile parlamentare încât să acceadă la guvernare. Deci este clar că în viitor, și s-a văzut că și în 2016, cu toate că am avut un rezultat foarte bun, un rezultat politic foarte bun, nu am putut accede la guvernare fără alianțe. Și acest lucru este foarte important pentru 2020 și chiar eu l-aș vedea ca o acțiune prioritară pentru partidul nostru de a trece la formarea de alianță de pe acum. Și să nu uităm că pentru Partidul Social Democrat o acțiune foarte importantă pentru anul 2020 este și acțiunea prin care se va organiza congresul din februarie. Congresul din februarie va da o viitoare echipă. Echipă care practic trebuie să organizeze alegerile în cadrul partidului pentru alegerile locale, cât și alegerile parlamentare. Deci este un moment de răscruce, un moment foarte, foarte dificil. Partidul, după pierderea alegerilor europarlamentare, după alegerile europarlamentare, partidul a trecut prin momente grele. Momente foarte bine depășite prin interimatul doamnei Dăncilă, dar după pierderea alegerilor prezidențiale, lucrurile s-au complicat și mai mult. În momentul de față,
avem o echipă interimară, o echipă care are misiunea de a pregăti tocmai asta, că se tratează cu seriozitate, a pregăti foarte bine congresul din februarie. Congres care sper, așa cum speră toți membrii PSD, să ne dea o echipă puternică, o echipă unită, capabilă să ducă activitatea Partidului Social Democrat mai departe. Excelență, domnule senator, am ajuns la final. Vă rugăm într-un minut mesajul de sărbători pentru cei care ne privesc și cei care așteaptă un an mai bun 2020. Este normal că în prag de sărbătoare și în prag de sărbători, în calitatea pe care o am de senator de Gorj, nu pot decât să le mulțumesc gorjenilor pentru sprijinul pe care ni l-au acordat până în momentul de față și să le doresc tuturor gorjenilor multă sănătate și tradiționalul la mulți ani. Echipa noastră vă dorește și dumneavoastră și familiei tot ce vă doriți pentru 2020. Iar și noi vă invităm, rămâneți alături de noi pentru că aveți ce vedea și auzi.